ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Slavă cerului, ne-am regăsit! Și nu singură de data asta! Bine ai venit! Stăteam așa. Dar stai un pic. Poți să stai relaxată, marabănică, invitata noastră de astăzi. Bine ai venit, Mara. Putem să-i schimbat ochelarii de mult. Mi-a ieșit treaba asta. Dar să care treabă? Treaba asta cu operația, că nu despre asta... Operațiile? Că sunt mai multe, vorba domnului Țiria. Sunt mai multe, dar nu, la față n-am, adică am liftingul ăsta. De-a lungul timpului. Asta pentru că, normal, noi în momentul în care avem mai ales un invitat, ca să nu zic de subiecte, stăm, analizăm, facem retrospectivă și am tot citit declarații, informații despre tine. Apropo, da, despre subiectele, despre operațiile estetice. Și am înțeles că de 4 ori 5 la sân. De 5 ori la sân. De ce? Prima oară a fost o necesitate medicală. Am avut un accident rutier. Mi-aduc aminte. Printre altele s-a soldat cu toate coastele rupte pe stânga. Și implicit din lovitura aia cu volanul, care n-avea pe vremea aia, mașina n-avea airbag și așa, s-a deschis ca un nufăr volanul și foarte dur. Și mi-a rupt și mușchiul mamar. Și atunci a trebuit reconstruit cumva estetic. Da, e și foarte bine. Știți ce înseamnă medicina de urgență? Îți salvează viața, dar tăietura nu e cea mai fericită. Da. Salvează, da, dar nu garantează. Da, și atunci a fost cumva o necesitate. Iar în timp, tot o necesitate a fost, că nu o duceam de nebună. Păi asta, ce ai mai făcut restul? Gravitația asta funcționează. Eu am o piele mai lască, cred că suntem diferiți din punctul ăsta. Și s-au lăsat balcoanele. Da, des, adesea. 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 De a trebui să le refaci de 4 ori? Da. Da. Wow. Nu te chinui îngrozitor? Nu. Că uite. Prima a fost foarte grea. Prima e foarte dureroasă. După aia e pistol cu apă. Vezi? Îți place și anestezia. E ca tu viață. Vezi că tu trebuie să prinzi. Ce nu înțelegeți? Nu sunteți de aia. Întotdeauna prima oară e puțin mai greu. Adevărat. După aia... Dar știi ce voiam să te întreb? Că tot am vorbit noi ieri în emisiune despre scoaterea implanturilor mamare. Că e o modă, da. Dar nu te-ai gândit să faci asta? Nu m-am gândit că n-aș vrea să rămână nasol. Oricum mi-am pus ultima oară. Mai mic. După a doua sarcină. I-am făcut mici anul trecut. Adică le-am făcut mici. Da, cea mai grea a fost asta la față? Cea mai complicată? Cred că sânii, prima oară. Dacă pun așa, e să notez ca durere, da? Sânii prima oară. Pentru că prima oară stai mușchiul, ca să spună proteza aceea sub mușchi. Aolo. Și e dureros. Adică Ilinca, dacă te mai aud o dată, Ilinca, ține ca eu să... Să prinzi curaj, dragă. Ori eu nu prin curaj, că aud tot felul de povești de genul ăsta, cu gravitația, cu recuperarea, cu dormitul în fund. Dar poți să nu proteze neapărat, poți să faci o mastopexie, adică pur și simplu ridicarea sânului și e doar o tăietură la nivelul pielii. Care da, nu dar doare. Dorește să mai mari și atunci e mult. Nu e bine cu sânii mari, pentru că orice ai face, gravitația funcționează. Și tu din cauza asta ai făcut mai mici? Da, da, când se purtau, știi că a fost o perioadă în care mai întâi vedeai, a fost perioada în care vedeai buzele și după aia gagica și după aia vedeai sânii și după aia gagica. Știi, eu am achezat la varianta 2, n-a fost bine. Acum vezi gagica și după aia fundul. Și acum da. Mai bine. Acum da. Am fost într-o vacanță, nu mai știu, acum niște ani de zile. Și am văzut două funduri din astea, nu prea se purtau prin România. Băi, a rămas ca prost așa uitându-mă. Ți-a plăcut? Un om, nu mi s-a părut disgrațios. Ok. Nu ți-i pune? Niciodată, dar nici medical nu e ok. Și nu, nu înțeleg, e ok, așa nici e. Nu te poți îmbrăca cu ce vrei. Adică, eu știu, trebuie să povestesc asta neapărat. Știți faza celebră cu orice... Poți să-i dau numele, pot să zic. E o persoană, Loredana Chivu. Așa. Care a venit la noi la canal de invitată fiind într-o emisiune după ce și-a făcut intervenția de mărire a posteriorului. Iar în momentul în care a plecat din canal de, a chemat un taxi și pentru că era proaspăt operată, n-a avut ce să facă și s-a băgat pe burtă pe bancheta din spate, că n-avea voie să stea pe fund, practic. Revenind la tine. Celebră treaba asta. Mara Mănică înseamnă mult mai mult decât niște operații estetice. Nu te oftică faptul că se vorbește atât de mult despre asta și nu despre Mara? Nu, neapărat. Nu, pentru că eu cred că... nu știu dacă mi-ar plăcea să vorbească foarte mult despre mine, ci despre ceea ce fac și păi da, vreau să fac profesional. Și se vorbește în ultima vreme. Am făcut și o pauză de 3 ani, că vreau să vă zic o chestie. Și cred că o știți, că sunteți de mult în industria asta și... Bă, la un moment dat simți că nu mai poți să duci, nu simți că nu mai poți să faci mai mult și în chestia aia și nu-ți mai place. Și când nu-ți mai place, trebuie să te duci un pic, să iei o pauză, să te uiți la floricele, să te inspire ceva până când regăsești din nou acea vitalitate de a reveni.
cu niște forțe proaspete și implicat în ceea ce faci. Să-ți vină o idee de aia genială. Și pentru cei care nu știu, ce ai făcut tu în 3 ani? În 3 ani am crescut, am dat naștere unui copil pe care l-am adus la frumoasa vârstă de 2 ani. Fetița mea are 2 ani și o lună, am plinit pe 1 martie. Profesional. Un lucru bun. Să rămână. În rest, n-am făcut nimic. Am mai citit, m-am uitat la filme, am revăzut filme, am făcut băi lungi în cadă, ceea ce nu mai făcuse de foarte, foarte mult timp. Am terminat o casă de... am cumpărat o casă pe care am amenajat-o și m-am împrietenit foarte tare din nou cu ceea ce înseamnă domnul Nicu, domnul Toma, domnul, știți? Nu îmi spune că grădinărești. Nu, nu grădinărești. Nu, dar s-a implicat probabil în tot procesul ăsta. Nu, cu asta, cu ceresit, toate alea, de să pun păperesc, că eram în zi lumina acolo. Apropo de asta, cumva operația sau nevoia de a-ți face această operație a venit tot din dorința de a te reinventa, nu, de a face altceva, nu, cu tine? Nu, a venit dintr-o nemulțumire când mă uitam în oglindă. Tipic tata s-a feminină. Prăpădit în 2022. Și pare, eu n-arătam rău, așa cum arătam atunci când am fost să mă operez. Cred că am trăit pe pielea mea expresia aceea cu i s-a pus durerea pe față, știți? Da. Uh-huh. Probabil mă schimonoseam în momentele de singurătate sau plângând sau cred că aveam o anumită... Wow. Da, și efectiv fața mea a picat. O să vă arăt o poză, am vreau să dau la televizor, că e ceva nasol. Avem și noi poze. Și într-un aveți ce am eu, crede-mă. Clar, le clar. Aveți avem, de pe... Da, eu vreau cam să vă arăt... Ei, de pe Facebook. Și... domnule, pica efectiv pe zi ce trece. Și eu îmi doream să revin în presă, dar știți cum e? A, băbăciună, du-te acasă. Bine, și dacă te operezi, operată. Da, nu știu cum e bine, până la urmă trebuie să fii tu bine. Și eu așa am considerat că îmi voi face bine. A fost o chestie de psihic. Na, s-a întâmplat să se... Pentru o femeie e foarte important să aibă încredere în ea. Veneam după o perioadă foarte grea de tratamente grele, de 3 injecții cu hormoni pe zi, timp de 9 luni în burtă ca să pot da naștere celui de-al doilea copil, de stat în casă în perioada COVID-ului, ceea ce pentru un om extrem de activ, cum sunt eu, cu carte de muncă de la 18 ani, în viața mea n-am stat atât acasă. Adică pentru mine a fost ca și cum am fost închisă efectiv. Greu, grea perioadă. Și atunci... Ce te-ai gândit tu? Să-ți faci viața un pic mai complicată făcându-ți o operație care a durat 12 ore, dar nu e complicată. Că în primul rând am stat trează în toată povestea asta. Asta a fost anestezie locală? Anestezie locală. Medicii buni. Nu simți nimic. Fac o anestezie locală pentru că, Doamne ferește, să lucreze cu tine. Îți pun un pic cateterul pe mușchi, văd că tresare, te mai roagă, deschide gura, cască, nu știu ce. Adică nu e o chestie atât de simplă. Faza foarte mișto a fost că după ce am înțepenit acolo 3-4 ore, îi spun doctorului Ben, după ce îmi termină prima jumătate, zic că vreau să ne dăm un pic jos, să facem un pic de mișcare și am făcut timp o pauză operații. Bine meritată de cafea. Nu pot să cred. După care am trecut la cealaltă jumătate. Și n-am simțit absolut nimic. E drept că la un moment dat, a doua zi, am avut niște dureri. Dar ce a fost foarte, foarte mișto, că fetele de acolo din clinică, eu mi-am luat și ca un concediu, așa că zic, nu pot să merg bombardată acasă. În mod normal, după operație, mergi acasă. Dormi acasă, n-ai nevoie de... Tu ai rămas. ...spitalizare. Am rămas 5 zile. Wow! Oh, wow. Că eram încărica pe meniu, că era telecomandă, că era bine, bă, și nu puteam să mănânc, că mă ținea fața puțin, mă înțelegeți? Și cu ochii burți făceam 2 papanași, 2 clătite. Băi, de ce am comandat la mâncare? Nu, nu puteam mânca. Dar e adevărat că după operația asta ați pierd sensibilitatea în față? Am auzit niște legende. Cum adică sensibilitatea în față? Adică momentul în care te amorțesc sau... Da. Nu, cred că nu. Adică da, am avut o perioadă în care am fost amorțită, firește, dar nu. Și recuperarea cât a durat? Vă spun că m-am operat pe 18 decembrie, iar pe 24 aveam corul Tronos invitat la liceul fiului meu, la liceul George Coșbuc, unde organizam acest concert pentru părinți bombardată? Și copii. Nu, că m-am dus bombardată, m-am dus cu masca, că se pune o daia. Am văzut. Te-ai dus cu mască? Cu mască, cu vânătăi, cu nu știu ce, am servit ceai împreună cu colegii mei din Asociația de Părinți ai liceului. Dar după care la câteva zile, la cum arată după acum. 3 săptămâni. 3 săptămâni? Da. Pentru că am avut niște vânătăi și eram umflată. Cam am văzut pozele, mi s-a părut foarte umflată fața ta. La un moment dat a fost, când ieșai din clinică. Da. Sunt niște poze cu tine. Da, la 5 zile, da.
E normal, mă, până la urmă să tăie turpi. Te gândești unde sunt tăieturile astea? Aici. Deci am văzut... Ia. Fii atent. Am văzut așa. Ilinca, cu aveste la Popescu, Dumnezeu să o ierte. Vezi? Da. Nu știu, te întorci către camera? Să vadă și ei, lasă, dragă, nu ne arătă, că nu e vorba, nu e ora să arătă copii. E o cicatrice undeva în zona asta, așa. Nu mai e și aici, dar aici nu se vede. Da. Aici nu se vede deloc și după ureche. După ureche. Uh-huh. Am văzut un story la un moment dat postat de Bianca Drăgușanu, pentru că și ea și-a făcut un lifting facial acum de ceva vreme. Și pusese un story în care arăta efectiv cam cum arată tăietura de sus și până jos. Avea inclusiv o drenă undeva în partea asta din spate. Montați. Ceva groaznic. Jur. Eu când am văzut poza respectivă, am leșinat, Bianca a venit la mine la clinic atunci când m-am operat, a venit să mă vadă. Și eu n-am considerat că are nevoie de lifting, dacă mă întrebați pe mine. Sincer, nici eu n-am considerat că ar fi deloc, nevoie. Adică frumoasă. Așa, nici tu nu aveai, da. Ba, da. V-am zis că vă arăt eu de ce. Fața pică de aici. Știi, când încep să arăți ca un bulldog din ăla puțin aia, atunci... Și Bianca a venit la tine ca să ce? Să vadă cum a ieșit și așa. Și știu că și-a făcut. Eu nu consider că avea nevoie. Doctorul mi-a spus că masca niște chestiuni. Dar tu recomanzi altor doamne care în momentul ăsta se uită la televizor să-și facă o asemenea intervenție? Da, 100%. Și să știi că faptul că eu am recunoscut și am venit și am povestit, că știți că există persoane care nu spun. Nu, așa e. Dar nu recunosc nici dacă vezi. Poate nu văd. Le da. Cresănii peste noapte. Nu, na, de ce m-am apucat eu să zic. Mai, da. Le cresănii peste noapte și ce-au făcut cataplasme cu muștar. Da. Hai, lasă-mă. Și masaj cu mușețel. Cu mărar, mă, dacă vorbiți de Andreea Bălan, cu mărar a dat. Greșit, nu vorbim de nimeni, doar așa zicem. Nu, cu mărar. Cu mărar. A fost simpatică, dar erau ani de zile în urmă. Da, așa. Da, intimitatea omului trebuie să o respect. Așa e. Vrea să spună, nu e obligat. Dar la mine când e atât de evident, și întotdeauna mi s-a părut normal că dacă pot să împărtășesc lucrul ăsta, pot măcar să sfătuiesc, că sunt atâția medici scroci. Atenție, vedeam mai devreme pe unul la televizor în Cătușa, pe la Constanța, medic estetician, nu știu ce, Doamne iartă, m-a făcut. Adică e foarte greu la mine, problema a fost până am găsit doctorul care să facă treaba asta. Și cum l-ai găsit? Foarte asta greu important. Am făcut. În primul rând, ai eu la doctor am vrut să văd pacienți. Am avut norocul să pot achesa doctorul ăsta și am vrut să văd cazuri. Am văzut un domn oarecum în legătură cu showbizul, patron de niște cârciuri multe, care are 60 de ani și arată 35. Și zic, what? Ăsta ai făcut? Ăsta e unul meu. Doctorul, zic, clar. Dacă tu ai ieșit așa, zic eu clar că e un doctor excepțional. Voi fi țiplă și am văzut însă cazuri, după ce am făcut publică povestea asta, mi-au scris foarte multe doamne bușite. Operații nereușite. Da. Bușite, în adevăratul sens al cuvântului, de diversi medici și care nici măcar nu mai au curaj. Vă dați seama ce înseamnă la față, cu ce emoții stai. Asta. E fața, noi și lucrăm cu asta. Fața. Aia adică e problema. Da. Trebuie să ai 100% încredere în doctorul respectiv. 100%. Știi ce voiam să te întreb? Am vorbit despre operație, sunt perfect de acord, îți înțeleg punctul de vedere. Dar revenind la meseria ta, de om care observă societatea și care e gata să-și spună părerea în legătură cu lucruri, e adevărat că odată cu decesul doamnei Miora Roman, te duc în cu totul altă zonă, iartă-mă, te rog. Dumnezeu s-o odihnească. Dumnezeu s-o iert. Dumnezeu s-o odihnească. Datoriile de 300 de mii de euro trebuie să fie plătite de cele două fete? Nu știu. Hai mă, nu știi tu. Despre asta? S-a scris în presă. Știu despre datorii, dar n-am aprofundat în ultima vreme și vă spun și de ce. Când s-a întâmplat cu mama Oanei, eu am o sensibilitate la momente de astea. Cu o săptămână înainte fusesem la mormântarea tatălui Dan Capatos, iar prieten de când suntem mici. Am sunat-o pe Oana, i-am scris, nici nu știam măcar că e plecată din țară. Bă, copil de 2 ani, știți că nu e atât de... Nu mai stai tot timpul pe știri, nu așa mai e. Poți. Ai altă treabă. În sfârșit, am reușit și am vorbit cu ea pe WhatsApp, am întrebat-o eu ce are nevoie, concret dacă e nevoie. A rămas să ne auzim și a doua zi, moare o mătușă de-a tatei. Mamă, da, a fost trecut. O chestie și a plecat cu mama la priveghi și apoi mormântare și așa. Așadar, n-am fost atât de conectată. Da. Însă, ce știu că din punct de vedere legal, din păcate, copiii moștenesc și bogățiile și datoriile părinților. Acum nu știu în ce fază procesuală e, dacă s-o fi încheiat procesul și respectiv. Și în ce fază financiară e ea?
Pentru că așa e ușor să dai 25 la fondul altuia. Adică trebuie să plătești 150... Nu cred că are banii ăștia, ne imaginăm. Păi, e vorba de o chirie pe care au recalculat-o, penalități, au dat în judecată, ce era pe vremuri, dar credeam că s-a stins. Da, doar că Nigia nu e singură sau n-ar trebui să fie singură. Oana? Te refer că și Catinca sau? Bineînțeles. Păi și ce, pe Catinca ți se pare că dau banii afară din casă cu forța? Nu despre asta vorbeam, ci despre faptul că dacă sunt două, poate că lucrurile ar putea fi un pic mai ușoare, nu știu. Nu e normal? Adică de ce vorbim doar despre Oana Roman și despre datoria pe care ea trebuie să o plătească pentru nu, că avea mama ei? Nu, ziceam de fete. Ei. De ambele. De asta zic, despre fete e vorba. Adică da, mă, nu știu în ce ar faze să fie împreună. Procesuală e. Și mai ales dacă ele nu își pot permite să plătească datoriile astea care mi se par colosale. De unde își recuperează statul banii? Păi pune sechestru, cam așa se întâmplă. Păi și ce să faci? Sechestru. Dacă există, știu că acea vilă era a Ministerului de Externe prin rea PPS. Da. Dacă Ministerul de Externe se duce la un executor și pune în executare hotărârea judecătorească și moștenitorii nu au bani să plătească, se pune sechestru la un moment dat pe ceea ce au moștenitorii. Dacă moștenitorii au făcut succesiunea. Dacă nu au făcut succesiunea, s-ar putea să existe o cale să amâne treaba asta. Am înțeles că există și un apartament pe care o garsonieră sau o garsonieră pe care dacă o cedează se stinge datoria. Dar cel mai bine ar fi să vorbim cu un avocat, părerea mea. Exact. Suntem domnul Adrian Cuculis este Adrian alături Cuculis. De noi. Bună ziua. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Noi vă mulțumim că ați acceptat și că v-ați luat timp pentru a face un pic lumină în cazul acesta. Lămuriți-ne puțin ce se poate întâmpla în cazul despre care știți deja, pentru că am vorbit până acum despre el. Păi lucrurile sunt destul de simple aici. Un singur tip de datorie nu se moștenește, respectiv ceea ce numim noi garanția pentru altul, adică un fel de fi de jusiune. Dacă doamna ar fi fost garantă pentru altcineva într-un alt dosar, să spunem așa, într-un contract de credit, atunci la momentul la care a decedat, bineînțeles că datoria nu se mai moștenește, pentru că era o chestiune absolut personală. Dar v-am auzit discutând acolo în platou despre o datorie pe care ar fi avut-o față de statul român. Sigur că datoria aceea te urmărește și după moarte prin moștenitorii tăi. Exact, te urmărește și după moarte prin moștenitorii tăi, iar punerea cumva în executarea acestei hotărâri poate fi paralizată doar de nedezbaterea succesiunii. Acum eu nu știu ce avea doamna Roman, Dumnezeu să o ierte, în patrimoniu, dacă era vorba despre bunuri imobile sau imobile, dacă mai avea ceva bani în cont sau nu. Cert este că ea avea o poprire pe pensie, lucrul acesta îl cunoaștem cu certitudine. Poprirea pe pensie, evident, se desființează odată cu decesul doamnei, logic. Dar ca să poată fi executată moștenirea, ea trebuie să fie dezbătută. Până nu se dezbate moștenirea, bineînțeles că nicio executare silită nu poate să fie continuată. Dacă nu acceptă moștenirea succesorii ei, respectiv fata ei, că înțeleg că ar fi singura, teoretic, pe care ar avea o momentul de față, tatăl evident că nu are ce să caute, pentru că ei erau divorțați de foarte mult timp și nu se consideră că este vreun soț supraviețuitor, atunci bunurile pe care le are, se face un activ și un pasiv. Vreau să fac o mențiune totuși aici. Înainte de 2011 exista posibilitatea să accept sub beneficiu de inventar sau pur și simplu. Beneficiul ăsta de inventar ce înseamnă? Că tu, în calitate de succesor, prima dată vezi care este pasivul defunctului, adică ce ai de acoperit, care este activul defunctului, iar dacă pasivul este mai mare decât activul, bineînțeles că nu se confundă cu patrimoniul tău. Pentru că existau situații absolut aberante în trecut, când acceptai moștenirea și te apucai să plătești tu de la tine, care n-aveai nicio obligație față de datoria respectivă, să plătești după ce acceptai moștenirea. Mi se pare foarte complicat. Foarte complicat. Mi se pare foarte complicat. Am o întrebare simplă. Cum ar putea fetele... Mă rog, pentru că sunt două, exact, Oana și Catinca. Până la urmă sunt două. Să se scoată din situația asta. Să scape de datoria asta uriașă. Spuneam mai devreme, dacă pasivul este mai mare decât activul, spuneați și pe voi acolo în platou. Pe limba noastră, domnule avocat, că sincer nu avem cunoștințe în domeniu. Au scăpat de imobilul pe care l-aveau, dacă într-adevăr există un imobil, și atunci bineînțeles că se stinge datoria. Dar trebuie văzut un pic, pentru că dacă datoriile sunt unele foarte vechi, dacă sunt niște datorii care ar putea să fie contestate, dacă ar fi niște datorii care poate au fost calculate greșit, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca datoria extinsă pe un interval foarte mare
de timp să aibă niște hibe. Deci dacă vrea un sfat prin intermediul nostru, ar fi acela să nu plătească pur și simplu, să nu se lase cumva intimidată de o datorie foarte mare până când nu o supune dezbaterii instanței de judecată și să vadă dacă într-adevăr datoria aceea mai este la acel cuantum sau nu. Pentru că, repet, noi nu știm care este activul, care este masa succesorală rămasă de pe urma doamnei Roman, dar știm cu certitudine o chestiune, care o datorie. Datoria respectivă, dacă e mai mare, atunci bineînțeles că pasivul respectiv o să se închidă cu activul. Dacă mai rămâne ceva, va fi moștenit. Dacă nu, din nefericire, nu o să moștenească nimic. Dar totuși noi voiam să dezbatem mai light, așa, cu activul și cu pasivul ne-ați băgat în ceață. Dar vă mulțumim tare mult pentru informații. Dacă Oana ne vede sau aude despre asta și își dorește să vorbească cu noi sau Catinca despre acest subiect sau doresc informații pe care dumneavoastră le-ați furnizat, aici am spus-o și eu, răspund și azi, e spațiul potrivit pentru asta, vă așteptăm, dragile noastre. Mulțumim tare mult, domnule avocat. Ilinca dragă, Mara dragă. Yes, darling. Am invitat-o în emisiune pe Andreea Mantea. Pe lângă mine? Pe lângă tine. Adică, dacă tot ne-am apucat. Și ea n-a venit și a trebuit să intru eu. Nu. Este și Andreea. Da, până una alta, ca să putem să facem switch-ul, să ieși tu, care îi mulțumim mult de tot pentru prezență, o să vedem o chestie. Dați un film ca eu să plec. Tu mai vrei să stai? Proprie. Se pare că Mara, te pricepi. Mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră și, sincer, chiar mi se pare că am făcut foarte bine că am dezbătut subiectul ăsta, pentru că sunt importante informațiile pe care le-ai... Sunt nefericite acasă în tristețea lor și să simt mai bătrâne decât sunt și mai lipsite de optimism și mai aproape spre a face nimic, da. Când de fapt drumul e foarte simplu. Foarte simplu. Uite, și apropo de asta, numărul de telefon 0740988088. Așteptăm mesaje de la voi, așteptăm de ce nu și poze, dacă aveți cumva intervenții de genul acesta. Apropo de poze. Din păcate, nereușite. Apropo de încă poze. Încă o dată mulțumim tare mult, Mara. Și filmulețe. Am văzut-o pe Alexia Eram. Ce la... frumușică e fata. E superbă. Frumosă rău. Da, ce se machiază se machiază cu broccoli. Nu cred cum. Bine, TikTok-ul deci astăzi este ceva spectaculos. A luat un TikTok era, să zic, un broccoli. Da. Un l-a contouring, băgat un fond de tent contouring, cum se numește? Așa, l-a făcut și a început burete. Să-și facă. Da, dar nu neapărat pentru a aplica fondul de tent, ci pentru a-și face pistrui. Și ni s-a părut mega interesantă treaba asta. Se poartă, te e la modă, machiajul ăsta super natural. Mie copiii Andrei Esca mi se par fabuloși. Sunt. Deși a crescut într-un fel și am văzut acum la reality-ul ăsta. Măi, pian, limbi străine, ceva incredibil. Bravo. Frumos ei. Crescut, deci, da. Extraordinar, s-a și prins și, măi, fantastic. Foarte mult îmi plac copiii. Unde te vedem pe internet? Pe povești de film cu Mara Bonică. Perfect. E un canal pe YouTube. Nu mă întrebați prea multe că nu știu despre internet. Sunt zero barat. Eu nici TikTok eu am, dar nu știu să-l folosesc. Nu, dar acolo, pe YouTube. Dacă dați search pe YouTube, măcar atâta știe lumea să facă, mă găsește. Fac niște interviuri foarte serioase cu niște oameni foarte serioși. Mult și succes, Mara. Vă mulțumim și eu vă urez succes. Vă invităm și pe voi. Foarte drăguță, mulțumim. Așa. Să fie cu succes, Doamne ajută.